invitatul nostru special, vom încerca să aflăm de ce am ajuns în situația de astăzi, o situație la nivel mondial intraductibilă pentru majoritatea, o situație în care fiecare își imaginează tot felul de scenarii apocaliptice. Alături de noi, de această dată, în studioul Alba Carolina TV, domnul Călin Georgescu, căreia îi spun bun venit. Mulțumesc mult invitație. Trăim vremuri, într-adevăr, intraductibile. Majoritatea oamenilor au scenarii apocaliptice, au deznădejdi accentuate și puținii care se ancorează în speranță, totuși nu înțeleg situația pe care o trăim, o situație într-adevăr halucinantă. În America am prieteni în state ce niciodată până acum nu ne așteptau la depozite unde livrează marfă oameni înarmați până în dinți. De cine le e frică? De ce ne temem la ora actuală? Și cum de am ajuns în situația asta? Practic, cred că timpul s-a dat înapoi cu câteva mii de ani. Nu avem săbi, avem pistoale. Aceleași frici, aceleași temeri, aceleași speranțe deșarte la urma urmei. Cum vedeți dumneavoastră problema și care sunt motivele reale pentru care o întreagă omenire este îngenunchiată? Am fost pe decursul timpului toți, în orice caz ultima sută de ani, învățați, sau mai precis, dresați, că dacă nu suntem ca ceilalți, suntem defecți. Adică, ideea este așa, orice copil se naște inteligent și se poartă ulterior a un adult lipsit de inteligență. Dumnezeu este mărinimos și totdeauna plin de iubire și dăruiește tuturor la fel. Și cu toate astea, ne naștem bogați și murim săraci. De ce? Pentru că societatea nu te vrea inteligent. Societatea te vrea mediocru. Pentru că atunci când ești mediocru, ești ușor de manipulat. Și fiind manipulat, îi poate să facă orice cu tine. Încă mai mult decât orice, oamenii și-au dorit puterea. Și suntem la apogeul acestui proces care pomenea ținăit. Tema principală o reprezintă școala. Și sigur spui educație, dar sunt două elemente contradictorii față de ce există astăzi în lume. Pentru că educația nu îți servește ție, ci le servește lor, grupurilor de interese, ca să fii ușor de manipulat. Singura cale de cunoaștere, pentru că una este să crezi așa cum se provoacă peste tot și alta este ce știi. E diferență foarte mare între una și alta. Lumea este marcată astăzi de ceea ce cred. Cum este și în cazul situației în țara noastră. Toți au fost experți înainte în virus, acum sunt experți în război. Și mâine o să fie experți în încălzire globală. Cupoane de încălzire globală și după asta mai știu în altceva. Deci revenind, singura cale de cunoaștere și unica dată de creație de Dumnezeu este cunoașterea de sine. Nu există altă cunoaștere. Și școala face în așa fel încât copilul să nu se cunoască pe el, asta și se și dorește. În momentul în care începi să te cunoști pe tine, devii liber. Cum spuneam mai devreme. Da, corect. Orice copil se naște inteligent, se naște orice copil, repet, oriunde pe această planetă, nu doar în România sau în
America sau în Germania sau mai știu, oriunde. Și sfârșește cu una, ca un adult cu o inteligență mai modestă și, cum spuneam, mor sărac. Mor sărac din punerea inteligenței. Mă întorc însă la tema principală. Deci cunoașterea de sine. Și cel mai important de știut că școala ca atare nu are decât un singur obiectiv. Cum spunea unul din cei mai mari pedagogi americani și practic al lumii pe care l-am cunoscut vreodată, evident din scrieri, John Taylor Gatto. Dacă vrei să cunoști cum înseamnă sistemul acest educațional, citești pe John Taylor Gatto. Și spunea că școala ca obiectiv are transformarea copilului în argat. Asta este ideea. De ce? Pentru că ea, în esență, școala produce intelecte mediocre, schilodește vieți lăuntrice și împiedică dezvoltarea aptitudinilor mari ale unui copil, producând în ultima instanță, ca și obiectiv, doar cetățeni docili pentru populații gestionabile. Exact cum este cazul a ceea ce școala vremurilor noastre este un dresaj al fricii? Este un dresaj bazat pe cea mai importantă emoție, frica. Asta, exact asta vreau să completez acum, pentru că momentul în care, cum spuneam, societatea nu-și dorește oameni inteligenți, își dorește oameni mediocri. De ce? Ca să fie manipulați. Cum să fie manipulați? În așa fel încât ei să depindă permanent de cineva. Și ne uităm în jurul nostru. Depindem de taxele pe care le plătim, depindem de supermarketele unde intrăm, depindem de bănci, care nu sunt de fapt toate băncile, în esență, în niciun caz nu te ajută, sunt doar niște cămătari, doar cu altă denumire. Depindem de taxele pe care le plătim la sistemul sanitar, dar de fapt nu ai niciun drept sub această formă. Și depindem în general de ceea ce astăzi a devenit și a înlocuit mintea omului, că de fapt aici se ajunge și poate o să avem ocazia să subliniez ceva important și prima dată spus opiniei publice, depindem de acest device, telefon, unde este totul, sau aproape tot. Se dorește a fi totul. Toată viața ta este în acest telefon mobil. Îi văd pe foarte mulți cum sunt foarte absorbiți când deschid telefonul, deschizând internetul, și crede că vorbește cu toată lumea. Vorbește cu lumea întreagă, vorbește cu universul. De el de fapt e singur. Toată lumea este legată de acest telefon. Aici se află toată viața lui. Și o să fie și mai mult, pentru că totul va fi conectat pe acest telefon. Inclusiv și identitatea. Totul, corect. Totul. Totul înseamnă totul. Și aici se dorește a fi ajuns. Acum, este un element foarte important pe care îl menționez. Evident că prin manipulare aici te aduc. Ca tu să depinzi de ei. Tot ce ți se întâmplă în viață, tu trebuie să întrebi. Trebuie să te raportezi la alții, așa cum aud foarte des. Și întreb, de unde știi, mama, e cu tare lucru? Păi ce a spus la televizor. Cum adică a spus la televizor? E un nonsens. Televizorul cel mult poate să-ți ofere informație, dar nu poate să spună ce ai de făcut. Media a devenit, pe obsesie dramatică, poziția care spune ce ai de făcut. Așa cum s-a întâmplat mai de curând și sigur se va reveni, că a fost situația cu pandemia sau plandemia, cum i s-a spus, sigur, într-un mod elegant până la capăt, este o situație foarte delicată
Și de ce este delicată? Pentru că o lume întreagă a căzut în genunchi la un singur semn. Cum a căzut? Exact pe acest sistem. Și de unde vine? Ca să-l și explicăm puțin. Păi a fost cel mai mare rebel al acestei lumi, care a fost Iisus Hristos. A fost omul, Fiul lui Dumnezeu, care a dărâmat ziduri. Și le-a arătat oamenilor, dărâmați zidurile între voi. Dărâmați-le, că altfel nu înțelegeți ce este viața. Că de fapt ăsta este cel mai mare adevăr. Care este adevărul absolut? Asta este viață. Da. Și drept dovadă că nu înțelegem. Și atunci, după modul grotesc în care a fost înlăturat, pentru că spunea doar adevărul și îi trezea pe oameni, că nu degeaba spunea tot timpul în jur și apostolilor și tuturor, treziți-vă, că te gândești, dom'le, cum Dumnezeu, ăștia toți dormeau pe acolo, treziți-vă. Corect. Nu, nu erau în conștiință. Singura ta conștiință dezvoltată nu este în viitor, așa cum te uiți în telefon. Toată lumea este obsedată ce va fi, ce. Uite-te aici, în clipa asta, în momentul ăsta este conștiința pură. Aici este puterea energetică absolută în clipa de față. Aici, acum suntem noi doi acum, noi suntem raportați la o discuție pe care o trăim. O trăim pentru că o simțim. Simțim primul românește, simțim libertatea într-o discuție absolut canalizată pe o energie înaltă pe care o simțim și care nu poate să ducă decât la transmiterea unui mesaj pentru cine vrea să-l audă, evident, pentru că pleacă din conștiință, un mesaj curat. Dar asta a fost și ideea transmisă de Iisus Hristos. Și după ce a fost, cum spuneam, înlăturat, s-au gândit, băi, cum facem acum? Că dacă se mai naște unul ca asta. Și-a inventat școala fricii. Și-a inventat școala. Școala fricii. Și școala este bazată pe frică. Da. Adică, dacă nu e notă bună, s-a ajuns să, ca părintele să spună, nu te mai iubesc. Este o temă foarte gravă, chestia asta. Nu te mai iubesc. Adică noi suntem repetenți la cel mai important capitol și cea mai mare putere dată de Dumnezeu nouă, este iubirea. Am spus asta la un moment dat. Astăzi, dacă am avea conducători într-adevăr înțelepți și n-am avea slugi, sau la cheii puterilor străine, a trebuit să răspunzi la momente violente pe care le trăim astăzi cu iubire. Asta ar fi cea mai mare putere din lume. Dar nu sunt capabil să o facă. Pentru că înainte ca să ai un dialog cu cineva, trebuie să te uiți în propria ta oglindă și vezi cum poți să comunici cu celălalt. Dar mai este un element foarte important aici. Evident că prin manipulare te aduce în sclavie și e sclav în sensul de a te raporta celor din jurul tău și societății prin ceea ce societatea îți oferă. Tu nemai răspunzând propriei tale intuiții. Ești legat de ceea ce ți se dă. Problema nu e doar asta. Problema este, așa cum o spunea Horea, la vremea respectivă, că ne obișnim cu sclavia. Ne obișnim cu această colivie. Și nu suntem capabili ca și pasărea care îi se dă voie să zboare după aceea și nu știe, nu înțelege ce-i zborul, pentru că i-a trăit în colivie. Aici este marea dramă. Și asta, uite, mi-am adus aminte și am să spun pentru prima dată, public, momentele pe care le trăim și mă adresez întregului popor român. Sunt unice. Pentru că totul este cu voia lui Dumnezeu. Și dacă am ajuns în acest punct, este tocmai pentru a ne trezi. Aici este o diferență elementară. Ori te trezești din conștiință, și asta înseamnă supremația ta, suveranitatea ta ca ființă umană, ori o faci la final, deci prea târziu, când te lovești rău de tot cu la cap. Da. Dar aia nu mai e trezire. Ai sperietură, da, în final. Acolo te-ai speriat, exact. Este ultima fază a fricii în care spui, păi, cum de nu mi-am dat seama? Dar aia nu mai e trezire. De-aia a spus Hristos tot timpul, treziți-vă. Și acestea sunt momente unice pe care le trăim astăzi, în lume.
Sunt momente care vor puncta decisiv, vor sublinia cum vor merge următoarele secole. Ce se întâmplă acum va fi pentru următoarele secole decisiv. Bine, problema este... E și o chestiune individuală, adică pentru următoarele secole, pentru fiecare individ în parte. Pentru fiecare individ în parte și pentru noi toți, în sensul în care ce ni se întâmplă acum și cum vom reuși să conștientizăm că avem o ocazie unică, se vor raporta, scuze, următoarelor generații, următoarele generații se vor raporta la acest subiect al vieții libere și demne. Tema este că sunt din ce în ce mai mulți robotizați, pentru că la asta se dorește să se ajungă, și la ce anume. Și le spun tuturor, trebuie să refacem, să renaștem, să salvăm sufletul omenesc. Asta este tema care se dorește a fi anihilat. Și dacă nu refacem sufletul omenesc, devenim toți robotizați, exact ce se dorește a fi în următoarea perioadă. Funcție de cum reușim din asta, ne vom salva. Tema este că sunt din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai puțini, nimic de spus sunt, dar din ce în ce mai puțini cei conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ceea ce se întâmplă cu propria viață, inclusiv timpul de care vorbeam mai devreme la începutul emisiunii. Da. Care este, cu toate că el nu există în esență, dar este raportat la cum era lumea înainte, cum erau părinții noștri, cum era lumea înainte, cum se raportau ei la viață, cum ne raportam noi ca și copii în care toată ziua erai corect, în natură, în cireșul din curte sau în caisul și sau piesicul de la vecini, în mod special la vecini era totdeauna cel mai bun. Era mai bun. Dar și el se bucura pentru că luai de la el. Acum nu se mai bucură, acum doar îl taie că face mizerie. Da. Și asta este o dramă, pentru că se pierde sufletul uman. Și raportat la noi, am văzut și eu cu compasiune, pot să spun, față de cel care a lansat proiectul acesta, așa zisul proiect, mă scuzați în ghilimele, România Educată. Asta este un proiect al secolului XIX, nu ai ce să înțeleg. Școala produce analfabeți. Astăzi. Noi avem 44% analfabeți funcționali. Și dacă punem 10% cei analfabeți care nu cunosc litere, nimic, sunt peste jumătate din tineri care sunt analfabeți. Raportat la 15% abandonul școlar, sunt niște drame gigantice. Și am spus la o emisiune, cred că la Realitatea, legată de cea mai mare dramă a societății românești, anume căderea demografică. Este uriașă. Așa ar trebui să fim, cum să spun, tot ce înseamnă Consiliu, să fim super atenți, ce înseamnă Consiliu Suprem de Apărare a Țării, ar trebui să aibă pe masa de zi, obligatoriu, ce se întâmplă. Au fost în 2021 raportat 180.000 de nașteri față de 212.000 în perioada principatelor. Principatelor. Exact, 212.000. Deci este o cădere mare și ea se raportează în special la diferența între tinerii de 15 ani și cei de peste 65. Care este, depășește acest 1:1, cum ar trebui să fie normal, și este 1:1,2, 1,4. Deci în momentul în care s-a rupt acest fir de 1:1, poporul este în disoluție, în dispariție, pe topoganul de dispariție. Și asta este o chestiune foarte serioasă. Raportat la ce am vorbit mai devreme, se leagă de un element important. De cel mai important element de care trebuie să ne legăm astăzi. Toată această raportare energetică trebuie legată de femeie. Astăzi. Ea este sufletul care poate salveze această situație datorită creației. Și ea refuză să mai aibă copii. Deci ca să se vindece societatea, cel puțin cea românească, nu mai vorbesc de ce este în exterior, cel mai important element este legat de femeie.
noblețea ei și eleganța ei trebuie ajutate să se manifeste. Pentru că prin ea și datorită ei, creația înflorește. Eu sincer n-am înțeles niciodată de ce îi aduci flori unei femei. Este elegant, dar practic în esență îi aduci flori unei flori. Dar cred că este ceva interesant în chestiunea asta, parfumul florii. Și că floarea când degajă parfumul, noi doi, dacă nu suntem pe lângă ea ca să primim acest miros, nu știm. Corect? Nu corect, știm. Da. Dar practic ea se risipește, o arunc, nu, pe Tom Astes, nu, da, risipește. Ea o duce în univers, oricum. Ea o elimină. De ce? Ea o dăruiește. Pentru, da, că înțelege ce înseamnă iubire. Ceea ce omul nu înțelege. Aici este toată cheia jocului. Noi nu înțelegem cea mai mare putere din lume. Iubirea. Și neînțelegând-o, nu știm cum să ne raportăm la ea. Că iubirea nu este o chestiune de relație. Iubirea e o chestiune de afirmare. Ceea ce emană. Să fii iubire. Ce ar însemna politicieni plini de iubire? N-am mai avea nicio problemă, nici legat de partide, nici legat de situație. Ar fi conducători plini de iubire. Primari plini de iubire. Bine, polițai plini de iubire. Ei mai sunt plini de iubire a interesului personal. Mă rog, nici nu poți să folosești cuvântul în esență. Da. Dar cert este că aici este punctul, că de aici am plecat, am dezvoltat mai multe legate de școală. Școala este principalul pilon în renașterea, cel puțin, a țării românești, așa cum spunea Iorga, a țară românească. Dar la fel tot el spunea că principala boală a societății este românești, este lipsa de caractere. Și de aici vine. Pentru că ea nu mai produce nimic. Și să știi că lângă școală mai este și celălalt element pe care tot datorită școlii îl vedem distrus. Mâncarea. Pentru că tu te duci și ei de pe raft cum sunt dresați oamenii să facă astăzi, dresați. Ei un plastic. Da. Nimeni nu citește conținutul. Eticheta. Corect. Ea însă și este scrisă extrem de mic. De ce? Pentru ce să mă văd să o citesc? Dar dacă o citești, acolo vezi că de fapt interiorul pachetului bine ambalat în plastic, care la rândul lui este un deșeu de care nu suntem conștienți și asta se întâmplă cu viața noastră, acolo de fapt este o otravă pentru tine dată metodic în așa fel încât nu numai să nu mai știi cine ești, să ajungi în pragul în care ești eliminat ușor, ușor, din ce? Din propria conștiință, ca să nu te mai raportezi la ea. Totul se dorește a fi robotizat. Și ești robotizat până când te depărtezi de cel mai important element pe care l-am spus la început, legat de sufletul omenesc. Aceasta este inima esențială a vieții. Și de aceea Hristos a fost singurul care s-a raportat la inimă. A fost singurul, s-a raportat la inima omului. De aceea clasa politică este nu doar indiferentă de acest lucru, ci și ajunsă în pragul de a li se spune că nu mai este nevoie de ei. Clasa politică este ineficientă, nu numai în România, oriunde în lume. Ea nu are ce să mai caute, pentru că ea transformă practic legătura omului exact pe acest sistem, legătura împotriva sufletului uman. Ea nu are ce să mai caute. Noi am fi foarte liniștiți fără clasa politică. Fără categori. Clasa politică s-ar trăi foarte bine. Am avut și experiențe. La un moment dat am stat, nu știu, 3-4 luni fără prim-ministru. Și nu s-a întâmplat nimic. Nu mai vorbesc, da. Da, e interesant ce slogan vreau, știi. Cred că aș putea să mă raportez, apropo de asta, la cum a spus, făcut bine, sau cum era sloganul ăla? Da, România lucrului făcut bine. Bine făcut. Da, este nimic cu bine făcut. Nu? Asta este. Nimic cu bine făcut. Totuși, noi am avut în ultima sută de ani o perioadă în care școala românească a avut șansa să aplice legea lui Haret. O, categoric. Păi mai peste Haret nu poți să numești pe altcineva.
a avut știință și rigoare. Au fost două cuvinte. Din cuvintele lui și al lui Simeon Mehe din Școala Muncii au fost mai bine de jumătate de secol în care generații au trăit numai cu așa ceva. Ne mai vorbim de Constantin Brâncuș, care a venit de la Școala de Arte și Meserie. El nu a venit nici de la Harvard, nici de la Sorbona. A făcut o Școală de Arte și Meserie și a fost părintele națiunii române. Ne-a pus pe harta lumii. Prin urmare, așa este. Confirm. Am fost și suntem una dintre puținele țări care am dat ceea ce nu a dat nimeni din punct de vedere al spiritului educațional. După aceea, insulina, motorul cu reacție, cibernetica. Românul poate să inventeze autoturism, orice. Caroserie. Nu mai vorbesc. Da. De unde au plecat asta? În primul rând, foarte bună întrebare, a plecat de la genialitatea acestui popor care a fost liber. De unde a fost liber? De la țăran. Eu aș face, sincer, școala țărănească. Știința țărănească aș face. Este o știință deja chestiunea asta. Pentru că țăranul, cum spunea Eminescu, este opera înceată și înțeleaptă a timpului. L-a eliminat, cum se dorește, evident, a eliminat, de fapt, înțelepciunea acestui popor, de care noi trebuie să avem foarte mare grijă de identitatea noastră națională, care este raportată la conceptul țăranului. Știi, am auzit odată o bătrânică, a fost întrebată, mama ei zice, ai auzit de Horea? Zice, da. Cum să nu, ce am auzit? Zice, dacă mai aștepta puțin, îl salva Avram Iancu. A fost, adică 90 de ani, nu? Aproape. Da. Dar pentru ea timpul nu exista. Asta înseamnă țăranul autentic. Pentru el nu, de-aia au fost și făcute asemenea acte de eroism incalculabil pentru oricine astăzi. Da. Pentru că el nu se raporta la el. Pentru el, el nu exista persoana lui. Era pământul țării, era veșnicia acestui neam, era esența și practic, tainele. Sigur că tainele acestui pământ. Da. Și la ele trebuie să ne raportăm și noi. Dacă vrem să avem într-adevăr pace, o viață demnă și un bine pentru noi toți. Dacă nu vrem să avem asta, atunci e evident că cei care sunt instruiți și sunt în conducerea țării nu sunt decât slugile de serviciu ale celor care doresc această țară și doresc în primul rând resursele ei pe gratis. Jocul cel mai mare ăsta este, exact de ceea ce eu am spus la un moment dat în proiectul Țară, Hrană, Apă, Energie. Sunt resursele. Tot în lume se joacă pe aceste trei lucruri. Pe hrană, pe apă, energie. Nu poți să mănânci bani. Dar cu bani poți să cumperi hrană, apă și energie. Și poți și fără. Noi avem resurse și de multe ori sunt importante resursele, nu banii. Noi avem apă bună. Exact. Din păcate, ambalată în plastic, mâncăm nanoparticule de plastic fără să ne dăm seama. Nu doar că e ambalată în plastic. Din punctul meu de vedere, așa cum a trebuit să fie un conducător de țară care să-și iubească poporul și neamul, apa trebuie să fie la robinet, de cea mai bună calitate, apă de izvor, gratis, pentru tot poporul. Tu nu ai voie ca, mai ales ca popor creștin și care știm că este darul dat de Dumnezeu, apa este cel mai important element. Corect, este starea vieții. Da. Cum poți tu să-l lași în plastic, îmbuteliat și la robinet să curgă o chestiune discutabilă? Foarte discutabilă. Vorbeam ieri cu cineva din Focșani și l-am rugat să-și măsoare calitatea apei, părți per milion, PPM-ul, 509, timp în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca apa care o bem să aibă sub 42 de ppm, adică de 10 ori mai plină de reziduri. Și de la apă foarte multe probleme de sănătate. Absolut. Vreau să ne întoarcem un pic în timp.
mai precis 1989, cum v-a prins Revoluția, ce lucrați, unde... M-a prins undeva în Făgăraș, eram acolo inginer stagiar la îmbunătățiri funciare și silvicultură, cum era atunci. În Făgăraș, unde de fapt e centrul țării. Unde e centrul țării, da. Da? Acolo m-a prins și sigur, cu elementele nostalgice ale momentului respectiv, în sensul în care... 27 de ani, nu? Da, da, 20, da, exact, 27 de ani. În care, sigur, entuziasmați fiind de schimbarea bruscă pe care nu înțelegeam, am înțeles-o după probabil 2 săptămâni, cu atât ajuns în București. Ulterior, după 1990, 1992, v-a prins, să spunem așa, ca secretar în Ministerul Mediului? Am fost ajunctul unui om excepțional la Ministerul Mediului, Marcian Bleahu, ministrul mediului la vremea respectivă. Am fost mâna lui dreaptă, unul de la care am învățat enorm, un om de valoare formidabilă. Și ulterior, după aceasta, chiar am învățat foarte multe acolo, prin entuziasmul ajuns într-o schemă de-asta de balauri, cum era și atunci. Eram sigur că se poate schimba, dar n-a fost așa, dar a fost o instruire bună pentru ce va urma în viitor. Da, ați avut o aventură la Ministerul Mediului, când câțiva tipi încercau să taie ilegal pădurile. Da. Cât de mare a fost șocul când dumneavoastră ați descoperit acele tăieri ilegale și cineva încerca să facă presiune pe dumneavoastră să iertați. Da, au fost 3 practic directori generali și nu mai știu exact ce poziție aveau, dar orice care erau șefii și au fost toți dați afară. Și ulterior, cu presiuni foarte mari, în special de la privați care preluaseră diverse fonduri de vânătoare la vremea aia, cum le au și acum. Da. Au fost aduși înapoi pentru că slujeau practic viitorului sistem. A fost un sistem pe care le știm cu toții, un comunism sigur, nu niciun caz fericit, dar care avea niște doze de patriotism în el, cel puțin dacă stăm să ne legăm la un element la care am asistat în 97-98 în Elveția, la o întâlnire, apă de țara care a fost singura în lume care și-a plătit datoriile, singura în lume, dar avea sigur părțile lui deloc fericite și care ne-au făcut să... Și care s-au perpetuat. S-au perpetuat în timp și cel mai mult s-a perpetuat, de fapt, slugărnicia și trădarea. Corect. Știi, comunismul... Și pila. Pila, da, adică care a ajuns la apogeu. Adică nu contează ce știi, ci contează pe cine știi. Iar trădarea, sigur, ea a fost amplificată de comunism. Dar ea a fost dinainte. Corect. Așa a fost trădat și... și Avramiancu și Mihai Viteazul și Tudor Vladimirescu și Mihai Viteazul. Deci nu e o chestiune nouă. Nu mai vorbim de Vlad Țepeș. Știi că de fapt nu a fost Vlad Țepeș. A fost sau Vlad Dragul, nu? A fost Vlad Dragul. Dragul, pentru corect. Că poporul era drag de el, de câtă dreptate făcea și tot timpul iubitor de adevăr și dreptate. Dar în sfârșit asta este o altă poveste. Da, deci așa a fost, într-adevăr. A fost o presiune uriașă la vremea aceea și eu eram destul de zvăpăiat așa ca acțiuni, neștiind cum stau lucrurile într-un joc de ăsta politic, dar cred că le-a prins bine și lor, de mi-a prins bine și mie. Adică cicatricile demonstrează că am învățat ceva. Da. Deci, 92, ați plecat din guvern? Am plecat, da, practic a trebuit să ies
și am plecat în Anglia și America, unde am A avut legătură cu descoperirile noastre? Da, sigur că da. Au fost legate astea cu pădurile și cu, mi-amintesc, cu niște deșeuri toxice care veniseră în țară prin Vasul, mi-amintesc Vasul Prahova. Au fost duse undeva la Sulina și am descoperit lucrul ăsta și când am intrat pe fir și am ajuns la punctul culminant, zero, da, a fost o tragedie de fapt mult mai mare decât la capitolul de păduri. Adică e o mafie care, sigur, nu se putea dezvolta decât cu sprijinul celor aflați la putere. Categoric. Și cu celor aflați la conducerea serviciilor. După 92 ați plecat în Statele Unite? Anglia și Statele Unite, da. Unde ați făcut științe economice, nu? Am lucrat în zona aceasta, da. Am fost la Universitatea din Bristol, acolo am cooperat cu ei destul de mult pe protecția mediului și pe economie și am lucrat și în campania, o perioadă mică așa, dar bună pentru mine, în campania lui Bill Clinton. Da, da. Vremea respectivă. Deci ați fost în echipa dânsului? Nu, undeva, nu, în sensul am fost acolo cooptat și a fost foarte interesant, că am învățat foarte multe lucruri la vremea respectivă acolo. Da, foarte mulți comentează și se întreabă ce pile ați avut de ați ajuns la ONU, pentru că sunt multe comentarii, mai ales pe mediul online, în care spune, domne, România te-a trimis acolo, ceva de genul. Cum ați ajuns să fiți director pe sustenabilitate la Organizațiile Națiunilor Unite? Nu, acolo, mai întâi am plecat din echipa din România. Era în România, era foarte bine ancorat un program al Națiunilor Unite, la Organizații Națiunilor Unite, care are mai multe programe, se numește, sigur că, dar Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, unde am coordonat un proiect care s-a numit, conform uzanței și solicitării internaționale, Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă. Nu l-am inventat eu, a fost dat internațional pentru că Maurice Strong, un mare oameni pe care i-am cunoscut, ajunta secretarului general, realizând dimensiunea nu tocmai fericită de multe ori a modul în care se duc deciziile Organizației Națiunilor Unite, a fondat la New York și ulterior în Costa Rica, la San Jose, a fondat acest complex al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă, care să pună în aplicare conceptul de dezvoltare durabilă și în special administrațiile locale, Agenda Locală 21. Și asta am fost eu responsabil pentru o perioadă de timp în cadrul acestui proiect, repet, în Programul Național pentru Dezvoltare. Ulterior, și aici am coordonat de pe această poziție, deci plătit de Organizația Națiunilor Unite, am coordonat Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă, document solicitat de Uniunea Europeană în 2008. Deci erați dar și în 97, practic angajatul ONU. Bineînțeles. Nu al guvernului României. Nu. Al guvernului României am fost doar în această perioadă de care am spus mai devreme. Pe urmă a mai fost o perioadă secretar general în Ministerul Mediului și am fost cred că vreo 2 ani sau 3 ani de zile am fost director în Ministerul Afacerilor Externe la direcția Relații Economice Internaționale. Acest CNDD, Centrul Național de Dezvoltare Durabilă, era un proiect internațional. Deci nu l-am inventat eu, care ulterior el a devenit o instituție separată, cum de altfel se și dorea. Adică se dorea o instituție, așa era conceptul lui Maurice Strong și a funcționat foarte bine, nu l-am avut noi, doar noi. L-au avut și polonezii și ungurii, toți l-au avut. Nu mai vorbesc în America. Se dorea să fie instituție separată, în care să fie plătită de ONU, dar să fie ca o organizație neguvernamentală de sine stătătoare. Am reușit să facem asta, o fundație, da? S-a realizat și, sigur, au fost foarte multe... Deci, practic, acel program pe care l-ați coordonat, acel document care a stat la baza aderării României... A stat la baza... Da, se dorea să fie... Era o piesă de rezistență, adică cine avea Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă era foarte bine plasat, foarte bine cotat și asta se întâmpla în 2008.
A intrat în 2007, în 2007 și a fost baza și fundamentul pentru ca România să poată să acceadă la diverse programe date de, evident, de Uniunea Europeană. Strategia, fără asta nu puteai să începi. Corect. Strategia pe care ați elaborat-o împreună cu echipa. Cu Academia Română. Cu Academia Română. Academia Română. Aici cât, cât s-a pus în aplicare din această din strategie? Din ce știu eu, nimic. A fost aprobată de guvern la vremea respectivă, categoric, am participat, pentru că am prezentat-o eu la vremea respectivă acolo. A fost foarte susținută de ministrul mediului la vremea aceea, Otilo Corodi, ok? Și atât. Dar nu a fost pusă în aplicare. Ea trebuia să treacă prin Parlament, ceea ce nu a fost cazul. Am înțeles că de curând au făcut un plan de acțiune, trebuia să-l facă de atunci. Da. Da. Dar asta este sigur o altă poveste, ca multe altele pierdute. Cum, cum ați ajuns la ONU? Și ulterior am fost cooptat într-o echipă mai largă la Programul Național pentru Mediu. Acolo am la Geneva. Acolo am stat destul de mult, am fost cooptat de către ei, de către ONU Internațional. Acolo am avut șansa să particip la prima, cum se cheamă asta, la prima poziție de a fi luată în cadrul programului, în cadrul Națiunilor Unite, și am candidat pentru poziția de director la Programul Națiunilor Unite pentru Mediu la Geneva. Aici m-a ajutat foarte mult partea română, pentru că trebuiau trimise niște scrisori de susținere, de recomandare, da. Și au fost făcute. Ulterior, am intrat pe lista scurtă de 3 și ulterior, din vari motive, a rămas doar directorul adjunct, era un croat, și așa s-a continuat la vremea respectivă, nu mai știu prin ce an, dar în orice caz a fost după 2000. Și ulterior am fost din partea României, în sensul că fiecare țară membră în Consiliul Drepturilor Omului avea posibilitatea să propună pe cineva candidat ca raportor special pe o temă. Am candidat la poziția de raportor special pe problema deșeurilor periculoase. Au fost aproape 290 de candidați, au rămas 8 și din 8 m-au ales pe mine. Pe baza unui examen? Pe baza unui examen, sigur că da. Nu pe pilă. Nici nu se punea problemă de așa ceva. Sigur, singura condiție era că nu aveai voie să vii în țara ta de origine, în control. Asta era condiția Organizației Națiunilor Unite. Nu puteai să supervizezi activitatea din țara ta. Da, deci era totul susținut de către, normal, de către Organizația Națiunilor Unite, de către ei erai remunerat, dar România, într-adevăr, a depus la rând de un dosar pentru ca eu să particip la acest concurs. Am participat și, cum am spus, l-am câștigat. Și ulterior, după vreo 2 ani și jumătate, mi-am dat demisia de acolo. Wow, da. Din motive bine întemeiate, bănuiesc. Da, din motive de demnitate. În primul rând, față de suveranitatea ființei umane. Adică am văzut ce mai trebuia să văd, cu toate că am stat destul de mult, vreo 17 ani în acest sistem. Și am văzut ce trebuia să văd, adică una este pe afară și alta este înăuntru. Cum e expresia aceea, cu leopardul. Da. Însă lucrurile se învață din experiență, însă în tot cazul au fost niște lucruri foarte frumoase, care m-au învățat foarte mult. Ulterior am mai acceptat o poziție ca director al Indicelui de Dezvoltare Durabilă Internațional, dar am plecat și de acolo după o perioadă. Tot am sperat că se va mai întâmpla ceva în acest sistem. Da, cât de greu v-a fost să vă dați demisia, pentru că bănuiesc că aveați câteva zeci de mii de euro. N-aș putea să spun asta, euro, dar pot să spun salari. Că... Nu, asta n-aș putea să spun, dar cert este că e o poziție foarte confortabilă. De unde, practic, mai ales cu poziția
pe care o aveai, puteai să accesi ușor în alte sfere. Vorbesc de lucru, da, evident, instituționale. Însă libertatea e mai prețioasă. Da, pentru cei care o înțeleg, da, și o simt. Este mult mai prețioasă. Dar a fost foarte interesant că mi-a dat demisia Ministerul de Externe, că tot așa a fost, tot prin demisie. Și mi-a spus de la administrativ, zice, domnul Giosu, că mă știe aici, dar putea să ieșiți la pensie de aici. Era foarte contrariat. Era greu să înțeleagă că, da, dar așa poți să intru în bine, sensul vieții nu e de a ieși la pensie. Păi asta este, asta i-am și spus, dar nu... Da. Oricum, nu e o problemă, adică eu nu puteți să ai decât o compasiune, este firesc. Este ce spuneam mai devreme legat de educație. Știi, că nu este de fapt educația, este, nu este interesul tău, este interesul altora. Și sigur că lumea așa este făcută. Dar am cunoscut de pe aceste poziții, la unul am avut șansa să colind toată lumea, sau aproape toată lumea, nu exagerăm, și am văzut oameni extraordinar de frumoși, țări libere, în special în Pacific, oameni care nu știau băștinași ce înseamnă situația asta explozivă, alarmantă a armamentului în lume, nu știau nimic de al doilea război mondial. Era geneza lumii. Da. Și teritorii extrem de importante ca poziție, cum este și teritoriul românesc, care sigur că sunt foarte interesante pentru ei, pentru cei care doresc controlul. Și atunci sigur că s-a intrat și acolo și din oameni liberi i-a transformat în sclavi. Da. Adică da, au fost cumpărați pe mărgele de plastic, cum a fost cumpărată și România, pe mărgele de plastic. Corect. Ucraina, un subiect foarte fierbinte, ce sperie pe foarte mulți români. Am văzut la un moment dat se avansau niște idei că ne vor chema, ne vor recruta din nou cei care am făcut armata. Trăim într-adevăr într-o mare vâltoare de informație controlată, manipulată, și destinația finală, dacă până acum un an românii se temeau de COVID că pică din copac, acum românii au început să se teamă de posibilitatea sau de varianta unui posibil conflict și pe teritoriul României. Ce se întâmplă în Ucraina și cum ar trebui să privească românii această informație la urma urmei, pentru că noi o primim tot de la televizor. Ucraina, în primul rând, este un teritoriu umflat artificial care a folosit înainte de 89 ca slavilă, stabilă față de Rusia, acum este stabilă pentru Occident. Deci doar s-a schimbat. Nu este nimic nou sub soare, își distrug propriul teritoriu pentru interesul altora, ca masă de manevră, și trebuie văzute lucrurile, în primul rând, cu foarte mult calm și detașare, pentru că în situația în care noi suntem aici, dacă luăm cel puțin, nu, ca studiu, noi suntem în județul Alba. Da. Deci armata română nu poate să apere astăzi nici județul Alba. Deci nu avem ce să discutăm la acest capitol, pe de o parte. Pe de altă parte, supremația, eleganța, noblețea poporului român stă în neutralitatea față de orice conflict. Nu este războiul nostru, în primul rând. Corect. Și cel mai important lucru pe care îl transmit tuturor, să ne uităm în propria ogradă, prima dată. Noi avem aici lucruri imense de rezolvat. De la faptul că avem o cădere demografică de care am mai vorbit, da, îngrijorătoare. Avem un popor oprimat și depresiv. În esență, suntem pe al treilea loc în lume, în datele pe care le-am la acest capitol.
foarte multe boli psihice. De asemenea, foarte multe sinucire în ultima perioadă de timp. Am auzit de curând, este șocant de-a dreptul, pe asta trebuie să fie elementar, pe masa celor responsabili, dacă sunt responsabili ca și conducători în această țară, cum o femeie tânără în Timișoara, cred că spun bine, s-a aruncat de pe terasa unui bloc cu cei doi copii de mână. Deci sunt niște cazuri dramatice. Nu mai spun câte sinucire sunt în general. Care nu se raportează. Nu se raportează. După aceea, faptul că România importă pentru propriul popor 90% alimente din afară. Da. Asta este un atac direct, nu doar economic, la adresa poporului român, ci în special legat de sănătate. Nu este controlat nimic din ceea ce intră ca aliment în țara noastră. Mă raportez cel puțin la pâinea aceea învelită în plastic. În plasticul acela ușor, așa, fin, așa, da? Care costă 1,30 lei, este aluat congelat, venit de, mai știu de pe unde, nu mai contează de unde e venit, că nu vreau să jignesc nicio țară, toate că știm de unde este venit, acolo este pur și simplu un laborator chimic. Corect. Pe care tu îl dai poporului tău. Deci nu trebuie să spunem nu pâinii congelate. Îngrășămintele chimice, străse din afară. Uzinele românești și întreprinderile românești au murit pe acest bastion. Carnea, care s-a dus iarăși din afară. Ce se întâmplă cu fermierii români, cu țăranul român, care este distrus în acest sens. Bitumul este adus din afară, totul este adus din afară. Deci noi suntem o țară doar consumatoare. Pe asta trebuie să ne gândim mult mai mult decât la ceea ce se întâmplă într-o zonă, sigur, de graniță a noastră, dar care, repet, nu este treaba noastră și n-a trebuit să fie. După aceea, toată această situație conflictuală este pentru că instituție internațională la care trebuie să fim cu atenție, chiar dacă suntem membri, să ne întrebăm bine și să ne negociem bine poziția noastră, latră insistent, cum este NATO, la poarta Rusiei. Latră pentru că vrea violență. Cu violență nu se rezolvă niciodată nimic. Noi, în momentul ăsta, trebuie să fim în poziția, și suntem în poziția cea mai bună, poate, istorică, în care ne putem juca, de fapt, o piesă formidabilă ca diplomație și în care să aducem limbajul, nu politic, ci limbajul lui Hristos, într-o discuție și într-un dialog pe care putem să-l avem cu toată lumea și în special cu vecinii. Mă raportez în mod insistent la acest punct în care noi am trebuit să fim promotorii păcii, promotorii bunei înțelegeri și față de cei care sunt considerați, cum este sigur Statele Unite, nimic de spus, partenerii noștri strategici. Dacă este partener strategic, atunci prima bază este să investească în infrastructură alături de noi. Să avem drumuri bune, să avem școli bune, să avem spitale bune. Nu să avem război. Noi nu avem nevoie de război. Poporul român nu are nevoie de conflict. Nu este în primul rând un popor conflictual. Da. Noi de sine stătători, noi suntem un popor sedentar și din popor sedentar de milenii am devenit popor migrator. Și este prima oară în istorie când românii își părăsesc propria țară. Asta trebuie să ne frământe. Ne mai vorbim de principalul punct pe care am discutat de la începutul emisiunii și anume educația. Da, această părăsire a țării, într-adevăr, acum fluvii întregi de români care pleacă, ne-a fost cultivată de-a lungul vremii, că și străbunicii noștri plecau în America, făceau bani și veneau și își cumpărau casă. Despre asta este vorba. Dar veneau după un an. Veneau după un an, dar te uiți cum arată construcția unei case și înțelegi ce înseamnă construcția unei țări, care nu se poate face cu aceste case construite de-a valma, haotic, impropriu, de o arhitectură absolut îndoielnică. Ne mai vorbim de construcții pur și simplu penibile față de ceea ce se construia în România, ce s-a construit în perioada interbelică, ce s-a construit ulterior,
ce au însemnat mari arhitecți, cum a fost Creangă sau alții, care spuneau ceva și mai vorbesc de construcții. Deci noi nu mai suntem la capitolul de simplitate, cum era simplitatea lui Berne, ci totul este la nivel mare, gigantic, cu numai plină de chinezării înăuntru, și atunci România a devenit ușor ca o cucoană îmbrăcată într-o lungă de seară chinezească, cu papuși turcești în picioare, extraordinar de strident, fardată, și care se mișcă de aici până acolo, instruind pe ceilalți ce au de făcut, dar ea neînțelegându-se pe ea însăși. Corect. Știi că la capitolul acesta al diplomației, statul român, dacă mai este stat, a trebuit să înțeleagă că este vremea diplomației, este vremea eleganței, vremea în care putem să impunem un nou mod de a sublinia viața și relațiile umane pe care să le avem cu cei din jur. Noi nu avem nevoie, subliniez, de niciun conflict. Ca să te dezvolți, ai nevoie de pace. Dar trebuie înțeles, apropo și de manipulare, cu Robert la începutul emisiunii, de faptul că cine își dorește războiul? Cei care finanțează războiul. Corect. Și acolo trebuie să te uiți. Cine sunt cei care finanțează războiul? Că niciun caz nu l-am finanțat noi. Dar putem să devenim țintă dacă începem să facem lucruri necugetate, și nu doar necugetate, ci împotriva interesului național. Este un articol în Constituție, dacă nu mă înșel, 118, care spune că poporul român este cel suveran în fața armatei. Deci armata sau orice acțiune trebuie să întrebe poporul român dacă este sau avem nevoie de așa ceva. Noi nu avem nevoie de niciun conflict. Bine, totuși conflicte... Noi suntem în primul rând un popor creștin. Conflicte. Cum poți se tu să faci așa? Poftim? Zic, la nivel mondial se pregătesc conflicte, în special pe direcția pe care dumneavoastră acum mai bine de 8 ani ați intuit-o și așa afirmat-o, că vom trăi o criză alimentară. Știu sigur, în America, în state, se plătesc fermierii să-și înceteze activitatea, adică efectiv li se oferă bani să-și închidă fermă. Da, păi asta se dorește, dar tocmai asta spuneam, că noi a trebuit să avem o altă prezență. Și în România. Economică, și este, da. Sute de tone de măr, undeva în zona Bistrița-Năsăud, o cunoștință a primit ofertă, vreau să-ți cumpăr câteva sute de tone. S-a înțeles cu respectiva companie, respectiva firmă din exterior, și a venit, i-a plătit câteva sute de tone de măr cu condiția să le îngroape în pământ. Adică cineva marșează și forțează lucrurile spre o criză realmente alimentară. Asta se și dorește. Pentru că în momentul în care forțezi acest lucru și faci pe toți dependenți de un singur punct de unde să-și cumpere, nu spun alimentele, ci plasticul, da, ei unidirecționat, nu mai este, pentru că orice om care produce, și aici este cheia jocului, de aceea eu am promovat mereu economia distributistă și micul proprietar producător. Șansa acestei țări este țăranul român, este micul proprietar producător, de aici putem renaște, altfel dispărem. De ce se poate întâmpla acest lucru? Pentru că este foarte bine dirijat să nu mai este niciun om independent. În momentul în care e propriul tău pământ, propria ta curte, unde îți cultivi minimum necesar, să spunem, doar proprii familii, proprii tale familii, ești un om liber. Corect, și suveran. Nu este nevoie de om liber și suveran. Este nevoie doar de sclav. Sclavul este cel care este total dependent de la telefonul mobil, cum spuneam, până la locul unde trebuie să se ducă, totalmente dirijat. Și acest lucru trebuie eliminat. O șansă a țării noastre este uriașă.
Pe de o parte, pentru că trăim un moment istoric în care putem să jucăm o carte a vieții, subliniez, noi nu am avut această situație la granițe pe care o putem exploata și în care putem recupera tot ce am pierdut în ultima sută de ani. Dacă Ucraina astăzi nu mai poate exporta, că aici este jocul mare, să dă vina pe Rusia că a atacat Ucraina, Ucraina nu mai poate exporta cereale și atunci prețul crește. Prețul la grâu a fost până de un azi de $500 pe tonă, s-a dus la $1,000 pe tonă și va ajunge la $2,000 pe tonă și va crește în continuare până când nu se va mai putea cumpăra. România poate juca cartea imediat, dacă corect, nu depinde extern, evident, și nu sunt sclavi la conducere, și sunt oameni liberi care își iubesc poporul și neamul și sunt gata să se jertfească așa cum a făcut-o înaintașii noștri. Fără jertfă nu poți să înțelegi acest sistem. Și atunci tu ești cel care impui prețul cerealelor pe piața mondială. Dar asta înseamnă să beneficiezi de resursele tale, de propriul tău pământ, de propriile tale cunoștințe, în a înțelege că singura lecție economică posibilă pentru România după această perioadă de furtună este valorificarea propriilor tale resurse, propriilor tale bogății. Nu există altă formulă economică. Cine vorbește alte formule economice nu înțelege. Am auzit de curând discuții legate de inflație. Păi asta a fost făcută special din această acțiune grotescă dusă la a distruge cel mai important sentiment și substituit economic, și anume munca. A fost distrus conceptul de muncă. Da. Inflația va fi din ce în ce mai mare și va fi piesa de rezistență pentru cel puțin instituții cum este Uniunea Europeană și altele, de a îndepărta din ce în ce mai mult naționalismul și suveranitatea țărilor, făcând în așa fel încât totul să fie unit pe o singură direcție care să fie ultracontrolabilă. Noi aici vorbim în România și ceea ce eu vă spun, vorbesc de comuniune între oameni, nu de comunitate. Comunitatea este total altceva. Comunitatea este dată de Bruxelles. Eu vorbesc de comuniunea hristică, de comuniunea pe care o ai cu tine însuți, raportat în a-ți respecta datinele și tradițiile creștine, în a-ți cultiva eroii, moșii și strămoșii tăi care și-a dat viața pentru tine ca tu să ai astăzi destin, și în mod special în a cultiva și de a întări credința. Ăsta este rolul nostru. Biserica are un rol foarte important aici. Ea poate să devină cel mai bun porparol pentru a transmite ideea păcii, ideea bunei înțelegeri. Are un rol esențial. Se poate, cum să spun, ridica la eroism făcând aceste acte, repet, de dialog. Condiția absolută a unei negocieri este dialogul permanent, cum spunea Richelieu. Deci nu te oprești că nu am putut să discut. Am mai auzit asta la actualul, sau cum se cheamă acum, mă rog, ministrul de externe. Nu poți să spui așa ceva. Dialogul permanent, dialogul personal, duce la rezultate de neimaginat atunci când ești convins de imposibilul care poate să fie realizat. Este, nu poți să concepi că într-un dialog uman să nu este coarda sensibilă care să poți să aduci acest numitor la cel mai important lucru pe care Dumnezeu l-a dat pe acest pământ, și anume pacea și iubirea. Nu se poate altfel. Da. Referitor la educație, bine, educația din latină vine de educere, adică a scoate afară la suprafață vocația din om. Sigur că. Ei au dus-o la extrem și educația lor spune ceva de genul educerea scoate totul din om și a înlocui cu altceva. Exact. Știu că aveți 3 băieți, 2 dintre ei încă școlari, școlari, strângari și haiduci, fac homeschool. Lucrează, unul este la școală, cel mai mic, și cel mai mare lucrează cu o școală internațională americană, dar și foarte multă practică pe care o face în diverse meserii,
face foarte mult sport, deci... Da, o... am doi școlari, merg la diverse meserii, la olărit? Da, la... se mai, da, sigur că da, la diverse meserii pe care le văd, le simt, depinde cum, important e că le place foarte mult și se raportează la modul în care cu mâinile tale și cu sufletul tău poți să dezvolți un lucru frumos și plăcut sufletului omenesc. Spuneați în urmă cu 6 ani, cred că, la tot la Câmpul Lung, cred că ați fost, România are nevoie de o stare de spirit. Da, nu are nevoie de doctrine, ci de o stare de spirit. Da. Cum simțiți starea de spirit a românilor cu care tot mai des vă întâlniți și vin spre dumneavoastră? Sunt foarte mulți treziți, sunt din ce în ce mai mulți. E adevărat că există și o energie joasă care cere practic vamă. Acest război, da. Care este și conflictual între noi și este și cel cerut. Nu ne pasă de Ucraina, dar ne pasă și ne interesează ce scriem pe Facebook și cât de tare urlăm unii la alții, inclusiv în trafic. Și asta se vede din o energie foarte joasă care este în poporul român, evident manipulată, condusă cu multă precauție malefică de cei puși să o facă și special de către mass media, pe care o spun direct responsabilă și o declar, sigur nu toată, evident, în cea mai mare parte responsabilă de ceea ce este astăzi în jur. Adică totul este prezentat pe bază de conflict, nimic nu mai este frumos. Și noi avem atât de multe lucruri frumoase în jur, în special omul. Și nu sunt promovați și prezentate lucrurile frumoase pe care le fac oamenii astăzi, de la cultivarea pământului, de la olărit, de la ștergare, de la țesături, toată această formă vie care a fost transmisă din generație în generație ca identitate națională, ea a trebuit promovată în aceste momente în mod special în care totul este bazat pe violență și pe ură. Cum știi să răspunzi la acte de violență din jur, mai ales astăzi, prin iubire, asta denotă cea mai mare putere pe care poți să o ai. Dar pentru asta trebuie să fii într-o stare de spirit. Este singura șansă pe care o avem ca popor, renașterea spirituală. Și aici trebuie să ne așezăm. Dacă vrem într-adevăr să ne menținem nu doar noi ca demnitate umană, ci noi ca și neam și ca țară, ca linia neamului. Este sigur că trebuie să păstrăm linia neamului și să înțelegem, subliniez asta, că suntem ceea ce suntem și nu vom fi decât ceea ce suntem. Trebuie păstrată linia neamului așa cum au păstrat-o moșii și strămoșii noștri. De 2000 de ani ne este... permanent, sigur că da, prezentată și promovată iubirea, iar noi ne sfâșiem între noi, cum spunea Mihai Eminescu. Da. Marea conștiință națională. Asta se întâmplă astăzi cu poporul român. Și este un caz mult mai dramatic decât a fost în 1940. Pentru că atunci era țara distrusă, acum este și dezbinată. Și distrusă și dezbinată. Dar sigur că din această... Și, da, da, dar sigur că din această situație avem marea șansă să ne trezim. Bun, la final de emisiune, câteva gânduri bune. În primul rând, Alba Iulienilor, cetatea, cealaltă cetate, cealaltă capitală, cum le plac Alba Iulienilor să se numească, și bineînțeles, totodată și tuturor românilor. Pentru Alba Iulia, în mod special, este un loc istoric pe care trebuie să-l trăim ca atare și încurajez pe toți să înțeleagă, să perceapă, să trăiască acest spirit istoric pe care Alba Iulia l-a dat întregii țări românești și din care poate să înțelegem că a treia unire să o trăim în noi
și să o purtăm prin această horă pe care trebuie să o facem atât noi, cât și poate să o trezim și la granițele din nord cu teritorii care nu ne aparțin de drept. Nu trebuie să avem pretenții asupra lor și mă refer la Bugeac, mă refer la Bucovina de Nord. Hora Unirii trebuie făcută astăzi, asta ar fi elementul cel mai important politic pe care l-am face cu frații noștri de dincolo și în orice caz România rămâne continuare de la Nistru până la Tisa, nu altceva. Nu avem de a face și nu trebuie să avem de a face cu alte teritorii. Iar în rest să cultivăm esența vieții și nu aparențele. Mulțumesc! Da, dragi telespectatori, rămâneți în continuare alături de Alba Carolina TV. Programul nostru continuă. Numai bine!